Bună ziua, stimați telespectatori, că putem spune așa chiar dacă stăm o televiziune online. Știu că la culisele zilei de astăzi v-ați fi, fi așteptat ca gazdă să fie Sebastian Dan, dar, surpriză, Doru Dima. De ce? Pentru că la noi, în organizație, apelăm în mod deosebit la rotația posturilor. Așa că astăzi, eu nu mai sunt invitatul de luni, sunt realizatorul de joi. Și, bineînțeles, că am un invitat uh, special, extraordinar, care mi-aduce mie în minte de multe lucruri. O să vă zic imediat, nu înainte de a-l introduce pe uh, domnul uh, Severius Beșchea, primar Tărlungeni. Primar comuna Tărlungeni, județul Brașov. La... Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Știți că în momentul când uh, mă gândesc la Tărlungeni, eu am așa niște chestii de mult. Uh, părinții mei uh, lucrau uh, în, la o firmă de... Uh, producțiile, de materiale de construcții, dacă știți, se numea MCI, știu. Cu mulți, nici n-are rost să mai aduc aminte, și avea o balastieră în Tărlugeni, cu intri pe pod în stânga. Și acolo, no, no. no oamenii mai lucrau, asta e, și mai puneau acolo o, o, ceapă, un usturoi, o chestie, și mergeam primăvara cu părinții mei să. Să plantați. Era grădina noastră, ca să zic așa fabulos, extraordinar. Uh, și s-a întâmplat cu Geniu, că mai are un pic și ajunge Brașovul la număr de locuitori. Da, nu, nu neapărat mai are un pic și ajunge Brașovul. Este foarte bine că suntem lângă Brașov. nu se dezvoltă și se dezvoltă frumos. Și bineînțeles că stând lângă un mediu urban și lângă un oraș cum e Brașovul, oraș magnet, normal că se dezvoltă și zonele din jurul Brașovului. La fel de bine e că no, trebuie să avem un pic de răbdare și ajungem să avem și condițiile Brașovului într-o zi. Păi, eu cred că se întâmplă, depinde cu cine da mâna aici după alegeri. Dar apropo, că o să despre asta. Da, este uh, foarte important. Este exact, este extrem de important. Știți că nu, no, acum toată lumea vrea să fie primar, adică toată lumea care candidează. Deci, exact. Dar foarte puțini sunt uh, capabili să spună, păi eu în ultimii patru ani am făcut lucrurile astea, uh, am aflat de faptul că localitatea în care locuiesc uh, are și locuitori, eu chiar m-am mai întâlnit cu ei, uh, îi știu, uh, știu care sunt problemele, am activat, am, ac am făcut tot felul de lucruri în, 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 în comună și pot să vorbesc despre fiecare stradă și fiecare problemă a fiecărui cet cetățean. Primarul Beșchea, în ce parte se află, ca să zic așa? Ce a făcut primarul Beșchea în ultimii patru ani? Da. Primarul Beșchea este un primar care își iubește localitatea și s-a dedicat 100% aceste chestiuni. Am intrat în politică cu sufletul, cu sufletul pentru localitatea mea. După ce am ieșit primar, Dumnezeu mi-a dat și un copilaș la o vârstă destul de avansată, dar este foarte bine, care aș putea spune că mi-a schimbat viața în bine. Și la fel și încă o, să spun așa, încă o responsabilitate care a încununat, să zic așa, Chestiunea asta cu funcția de primar. Că făceau o glume niște prieteni de-ai mei și trebuia să ajungi primar ca să faci un copil. S-a da? întâmplat și s-a întâmplat bine și asta e un lucru deosebit. Da. De nu, nu sunt foarte bătrân, dar nu. Am colegi, am fratele meu mai mare cu un an jumate și are doi stejari lângă el, are 30 de ani și 30 ceva, și 25 și nepoții mei. Și nu, în ideea asta, nu, sunt foarte mândru că Dumnezeu mi-a dat o fetiță, mă dedic familiei, este un copilaj de aur pe care respect foarte mult și respectând o pe ea, să respect pe toți cei din jur. Suntem la grupa, pregătit, la grupa pregătitoare, avem șase ani și nouă luni, peste două luni, două, trei luni, avem șapte anișori. Mulțumesc, la fel. Felicitări, felicitări. Da, să, da, tă, tătic un pic mai, un pic mai așa, atunci atenția este mult mai... Uh, da, fel? e un lucru deosebit. Mă Da, da normal. E, asta, asta, nu putem ști, asta nu putem ști. Uh, lăstarul trebuie udat și trebuie dat tot ce-i trebuie și decizia este a lui ce face. Corect. Foarte important. Ce a luptat, în ultimii patru ani a luptat primarul Tărlungeni a luptat foarte mult pentru tot ceea ce înseamnă infrastructură pentru ce înseamnă uh, transport în comun. Am avansat foarte bine acum nu mai avem probleme cu transportul pentru că am avut probleme foarte mari. Uh, evident uh, am uh, am realizat uh, legătura dintre sistemul de canalizare Existent, mă rog, cel de pe principale și realizat legătura cu stația de purări de la Preșmer. Asta este un moment foarte important pentru Comuna noastră. Am lucrat la foarte multe proiecte, atât pe infrastructura școlară, unde am, avem, avem proiecte depuse. Sunt lucruri care le-am făcut, am reabilitat școli, grădinițe. Avem un proiect în derulare, avem o remiză de pompieri pe PNDL, avem o grădiniță de la Zero care construim în Izvor, tot așa grădiniță de la Zero am construit-o în Tărlungeni, adică avem realizări. Evident că mai trebuiesc multe realizări într-o localitate de genul ăsta, dar am făcut de așa manieră încât să intrăm pe fiecare sat în parte, pe fiecare localitate, să găsim soluția, să ne dezvoltăm cumva, cumva să ne dezvoltăm echilibrat, să nu creadă cineva că, nu știu, au venit un număr de voturi de nu știu unde și ne-am dus în zona aia sau să... Nu, chiar n-am ținut cont, deși este o comună multietnică, dumneavoastră cunoașteți lucrul ăsta. Este... Este o comună multietnică, maghiari români, rom sau invers, nu contează cum îi, îi punem. În egală măsură respectul este la fel pentru oricine, nu se pune problema de a așa ceva. La fel, avem acum un proiect să oferim locuri de casă la tineri căsătoriți, pentru că sunt foarte mulți tineri care încep să se dezvolte în zonă. Sunt tineri care s-au întors în străinătate și au făcut societăți și încearcă și găs găsim soluții pentru un parc industrial. Chiar de asta am avut o discuție anterioară cu neasa pe altă componentă, nu pe componenta televiziune. Și chiar mă interesează să realizăm un parc industrial în zona unde am lucrat deja la cartografierea zonei și ne interesează acest aspect pentru că s-a mărit localitatea, da, și acum trebuie să, trebuie să lucrăm pe componenta ca cetățeanul să aibă locul de muncă la Târlungeni. Este foarte important sau omul de afaceri să aibă, să poate să ceară comunei Tărlungeni un hectar sau știu eu două, în funcție de mărimea businessului și să poate să ceară să fie să fie concesionat și să fie ajutat din partea localității, pentru că aducând angajați în localitate este foarte important pentru bugetul local sunteți, sau aveți disponibilitatea de a duce tot ce înseamnă parte de utilități în zona respectivă? În zona respectivă avem, acum dacă vine, dacă avem, știu eu, un investitor de calibru și ne trebuie o putere foarte mare instalată, acolo o să discutăm probabil cu cei de, cu partenerii, cu electrica, cu așa mai departe. Dar în principiu, în zona respectivă, în imediat apropiere, avem tot ceea ce înseamnă apă, curent și urmează și canalizarea apă, curent, gaz și canal. Dar, mă repet, dacă e un investitor de calibru sau o firmă, un retailer mare din piață, acolo suntem de, de stația electrică de la Săcele, suntem undeva la 6-5 km, ceva de genul ăsta, adică nu este pe un investitor, nu este așa o problemă să vii cu putere instalată la nivel, depinde de businessul respectiv. Exact. Zilele trecute, când căutam pentru a mă invita la emisiune, uh, am aflat și spre, uh, să spun așa, ignoranța mea, eu n-am știut că Tălungeniul are uh, ceva mai mult de 13.000 de locuitori. Că de asta am și început, așa spunând, că mai aveți un pic și ajungeți Brașovul. 13.000 da. de locuitori e fantastic. Poate să fie Comuna Tălungeni un nou ciugut sau un ciugut de Brașov, pentru că știm ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani, când de unde au părăsit Clujul pentru că este extrem de înghesuit și s-au mutat într-o localitate în care primarul de acolo a făcut niște lucruri fabuloase pe fonduri europene. E clar că ne dorim acest aspect, numai că Târguvenea a avut o perioadă un pic mai grea, în sensul că a avut niște corecții legate de fonduri europene, nu s-au respectat niște chestiuni într-un proiect și undeva a trebuit să dăm înapoi niște bani destul de mulți pe un obiectiv. Și atunci oarecum am fost un pic, Crestic. nu am avut bonitate în primul rând pentru că având datorii nu pot să-ți permit să iei un împrumut și asta un pic ne-a ținut pe loc. Dar nu am stat pe loc, ne-am descurcat și așa. Chiar am achiziționat două, trei chestiuni, le-am achiziționat în momentul în care erau de vânzare de pe la bănci. În general, am să zic așa, chiar am făcut. Sunt foarte mult pe executor sau de vorbă cu domnul executori când avem ceva, când e ceva cum trebuie și ceva de benefic pentru localitate, atunci nu ezităm să găsim soluții, să achiziționăm. Evident, în viitor să dezvoltăm diferite activități în zonele respective sau chiar, de ce nu, să le aranjăm și să le dăm unui businessman să se ocupe să-l dezvolte. Uh, mai mult decât atât uh, normal uh, este și bine, v-am spus faptul că suntem foarte aproape de, de Brașov, dar uh, totodată responsabilitățile sunt uh, mult mai mari. <laughs> pentru că uh, asta e. Dar uh, populația în ultimii 10 ani este aproape, da. Aproape. Uh, în condițiile care foarte mulți brașoveni și au cumpărat uh, case la Nizvor. Bun, și Nizvor, dar nu numai uh, s-a dezvoltat și Izvorul, dar nu, nu numai nu numai în Izvor, nu, Este foarte aproape de Brașov și o localitate care se conturează încet încet și devine cât mai frumoasă. Cu acum se fac, au început să se facă să de fitness, baloane de fotbal, avem grădiniță. Noi construim o grădiniță nouă grădiniță nouă de la zero. Important este să facem de așa manieră, o să construim și un parc, adică ne dezvoltăm în zona aia. avem proiectul cu uh, trotuare, avem arterele principale, le-am asfaltat, arterele principale le-am asfaltat și acum uh, mergem pe componenta trotuare, piste de biciclete, un, un uh, proiect făcut cu Consiliul Județean, dar ceva trenează, ceva s-a întâmplat acolo un pic, nu știu, cu proiectantul, au avut o problemă. Sunt Urmează să. Ne... Da, probabil sunt, sunt alegeri și. Sunt alegeri. Cu siguranță ne, ne dezvoltăm și încercăm să, să ne dezvoltăm de așa manieră încât oamenii să înțeleagă că nu suntem părtinitori într-o zonă sau în cealaltă. Pentru că știți cum e. Este și mentalitatea asta un pic, noi stăm aici de 100 de ani și au venit unii acum noi și se face. Nu. Nu. Ne dezvoltăm de așa manieră încât să, să ajungem să mulțumim pe toată lumea. E clar că oamenii trebuie să aibă un pic de răbdare pentru că nu pot, nu sunt genul de om care să... De exemplu, eu nu sunt cu praf un ochi asfalt electoral. Nu fac așa ceva. Pe o, până nu am pe o stradă tot ceea ce înseamnă utilitate, cu conducte noi, cu totul reabilitat nu am pus asfalt și mai bine am, 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 mers pe zona pietruirii pentru că nu se poate, nu poți. Dacă vrei să te dezvolți, trebuie să te dezvolți sănătos. Dacă vrem să facem numai așa de dragul de a face, de a culege niște voturi de undeva sau de pe undeva, nu. Nu sunt genul ăsta. Nu mă interesează acest aspect și nu vin în fața alegătorilor cu povești și cu promisiuni deșarte și nu. Le aduc, le spun tot ce am făcut, cum am preluat comuna, tot ce am făcut, fiecare va primi acasă o broșură în care se vede tot ce a, tot ce a lucrat primarul Besca Severius, tot ce a făcut pe componenta de investiții, tot ce a făcut pe, pe proiecte, cartografierea localității, sistemul funciar l-am pus la punct bine, am îmbunătățit sistemul Oculul Silvic, l-am pus foarte bine la punct. Avem 6700 șapte, șapte, de hectare de pădure, și asta e foarte important pentru noi ne dezvoltăm foarte bine pe componenta asta, avem încă un proces, ar putea să-l câștigăm, să mai câștigăm 250 de hectare de pădure. Ne mișcăm pe toate fronturile. Normal că acum dacă luăm o stradă cu trei găuri și o punem pe Facebook și repede tragem în actualul primar, este foarte ușor. Este foarte ușor. Dar, din păcate, din păcate, astea sunt electorale. Chiar zilele trecute am scris un articol în care le-am spus foarte clar, fraților, m-aș bucura să văd tineri în politică, dar m-aș bucura să văd că vin cu viziune, cu viziune nouă, cu ce ar face, cum ar face. Nu să stea să ducă să pozeze fiecare pe oriunde, aici ies eu acum pe stradă și fac 10 poze, până aici, de aici până aici. Cu ce mă ajută? Nu asta este. Nu așa ne dezvoltăm. Numai așa să aruncăm cu pietre, părerea mea, că cetățenii nu mai apreciază acest gen de, de politică. Deci trebuie să venim pe construcție, să venim cu o viziune nouă, ok, vină cu o viziune nouă, dar vină cu plus, vină să văd că într-adevăr te simt, că cunoști acest subiect și nu numai atâta, hai să facem o campanie agresivă, să denigrăm pe cineva, nu răspund la răutăți de genul ăsta, față în față cu mine nu vin să stea de vorbă că nu știu de ce nu vin. Mai avem posibilitatea din, să mai bine. Din păcate, din păcate, nu da. Știu, sunt de extaz, ia. Nu știu care nu neapărat, nu neapărat despre asta vorbesc, dar sunt care au fost, care sunt consilieri locali și care le-am spus, fraților, zic, băi, important este, să, chiar dacă ești din altă, din altă structură politică, da? din altă culoare politică. Trebuie să vii să stăm de vorbă, că tu ești în casă, fiind consilier local, nu mai poți să dai cu pietre în clădire de afară. Că practic îți dai cu pietre în casa ta. Trebuie să vii să construiești, să vii să stăm la masă, să construim. Că nu e problemă dacă vine un proiect din partea unui partid sau al celuilalt. Important e să realizăm acel obiectiv și să ne cumulăm toți care suntem, să ne cumulăm forțele și să facem plus valoare. Pentru că, nu știu, unii cred că mantau funcția asta de primar, aoleu, mi-au mantat pe mine și cine sunt eu zor absolut. Nu este așa. Este cumplită funcția asta dacă te doare subiectul. Dacă te doare acest subiect, dacă vii pe acolo numai să faci câte figurații pe acolo, nu. O comună are probleme mari. Am două comunități de romi. Mare. Deci nu s-a mulțit Brașov numai că a venit izvorul, Nu. Tălungeniul a crescut din toate unghiurile. Au venit mulți oameni de, prin, nu știu, de peste tot, din România asta. Și la purcăreni, mulți, toate case. Înainte erau case părăsite, nu mai este o casă părăsită. O casă, două, trei de vânzare, cum sunt imediat peste ele. La zizin, s-au cumpărat peste tot. Adică trebuie să ne dezvoltăm frumos și este, este, un lucru deosebit. Faptul că vin oamenii. Faptul că vin oamenii, e clar că sunt și oameni care sunt nemulțumiți. Îi înțeleg. Dar dacă nu avem răbdare, nu ne putem dezvolta. Trebuie să ne dezvoltăm frumos, să punem toți umărul. Nu să vedem că unul, cineva a descărcat un, o mașină de gunoi acolo, dar nu-l pozăm pe ăla, să nu ne punem rău cu el. Da? Pozăm după ce a plecat ăla, pozăm și umplem toate alea și bă, primarul n-a luat ăla. Fără să gândească, fără să vină, bă, hai să mă duc la primarul, să ce a făcut primarul ăsta. Mă. A creat un serviciu de salubrizare, care este țiplă, da? Dacă spun că la ora 8 se ridică uh, deșeurile uh, atât menajere, cât și, cele, uh, cât și, cele, reciclate, le ridicăm cu mașini diferite. Adică ne ocupăm de componente asta cum trebuie. Dar și duceți în locuri diferite. Evident. Nu, nu, nu. Avem mașini diferite, le ducem, de le descărcăm la Fineco, atât cele reciclabile, cât și celelalte menajere. Evident, și de pe domeniul public. Adică dăm sute de mii pe an. Cred că trecem de... de, de, trecem de un milion pe an pe componenta salubrizare. Adică nu este ușor. Pentru că suntem foarte aproape de Brașov și, bineînțeles, vin carosatele astea spre balastiere și te miri, te găsești pe, pe câmp, pe, peste tot. Este, am început, punem am pus camere de luat vederi, îi preluăm, îi ducem încolo-încolo. Este greu, dar nu este, adică se poate. Treptat, 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 treptat. Azi sunt două teme pe care vreau să le abordăm și timp puțin, dar înainte de aceste două teme am și o întrebare. Eu sunt convins că cei din Tărlungeni, mai ales din zona Izvor, sau cei care s-au mutat la casă în zona nouă, au o disperare în suflet, în fiecare dimineață și în fiecare după amiază Ce vă trebuie ca să puteți să faceți o săritoare, ca să nu spun un pod, la giratorul respectiv, în care, efectiv, dimineața se blochează în traficul? În primul rând, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, în primul rând, componenta. Componenta aceasta ar fi trebuit luată în, în, în mare seriozitate, cu mare seriozitate ar trebui tratată atât de Consiliul Județean cât și de uh, municipalitate. Pentru că toți angajații care pleacă din Tărlungeni plătesc impozite în Brașov. Pentru că eu dacă am salariu în Brașov tot impozitul meu pe cotă de falcată vine la municipiul Brașov. Și atunci ar fi foarte da. important din venituri, da? A fiecare dintre noi. Da. Și atunci este foarte important ca cine va fi la municipiu, da, să facă front comun cu zona limitrofă, cu imediat zona apropiată, că deja suntem o metropolă, nu mai suntem, că izvorul poți să spui că e în Brașov. Da. Că dacă mă uit foarte bine, este mai aproape probabil decât ultima casă din Stupini. Ca idee, înțelegeți? Eu cred că avem chestia asta cu UAT-ul meu să fie perla așa și... Nu, trebuie să ne dezvoltăm frumos toți și armonios. Pentru că dacă lucrurile le faci râzând, dacă ești încruntat tot timpul și agitat că tu ești numărul unu și toți din jur sunt uh, într-o nuanță, nu e așa. Nu e așa. Trebuie să punem umărul, să nu ne uităm la culorile politice. Trebuie să punem numărul și să dezvoltăm frumos. Acolo, probabil profesioniștii vor da verdictul din punctul ăsta de vedere. Avem mai multe soluții. Avem mai multe soluții. Chiar de asta nu am mărit, că puteam să fiu astăzi în zona Sfânt Petrului, da? Dar eu am spus clar, în discuțiile Consiliului Local cu cetățenii, am stabilit, nu facem acolo blocuri, adică omul se bute la bloc la țară. Nu mi se pare corect. Bă, mă mut la țară, să am un făișor în curte, să am trei straturi, cum spuneați dumneavoastră, că vă aduceți aminte de lungeni, că puneați ceapă și așa când erați copil, cu părinții dumneavoastră. Și e foarte important, e foarte important să facem un cartier frumos sau să ne dezvoltăm frumos și de, de aceea nici nu am mărit intravilanul localității și nici nu mai aprob alte puzuri până când nu văd că lucrurile se îndreaptă vis-a-vis -vis de comunicarea cu Brașovul. Să găsim o artelă PSC, o artelă PSC-le, o artelă spre Hărman, adică să fie erisit omul să aibă variante. Dar Pentru că, că sunt mulți oameni, mulți, uh, nu, 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 mă refer, din izvor, din izvor cumva, cumva să găsim o soluție să ieșim din izvor, să ieșim, pe, să ieșim în ocolitoare din săcele. Să nu mai trebuiască omul să vină până acolo. Că putem ieși, pentru că sunt mulți care vor să intre, să iau, ia direct pe ocolitoare. Merg înspre, nu, spre Sfântul, care luau invers. Da. Dar merg să iasă din Brașov, pe partea cealaltă. Și atunci nu au, nu au, variante. Având două benzi, adică o bandă pe sens, nu au variante. Oriunde mergi, trebuie să stai la rând. De... Problema este dimineața, să zic așa, o oră jumate și după amiaza. Acolo e. Da, da. Dar... Acolo că dacă vrei să pleci din Brașov și ai făcut greșeala să pleci pe centură, uh, ai încurcat-o. Bine, acum depinde de situație. Depinde de situație. Vă spun că sunt, sunt când sunt probleme și pe centură, sunt... dar gândiți-vă dacă nu era această centură. Mă gândeam de multe ori ce înseamnă toată administrație din Brașov, dar asta este o întrebare retorică, nu este o subiectul discuției noastre, ar fi făcut și cealaltă bucată de centură care era în regim de autostradă. Pentru că da. ar trebui să știe că în proiectul dezvoltării metropolei există da. exista și acel drum. Dar ne întoarcem acum, mă am aminte că, că tot ați menționat drumul către Săcele, ăsta care e actual, da. la jumătatea lui era Târgu Auto. Doamne, da. sunt niște mici acolo extraordinar. Deci mă duceam special să mă mici acum fac plouă în gură. Da? Uite, da, sunt, sunt, sunt. Uite, o să vă că eu, o să eu niște mici. Sau dacă aveți timp, dacă aveți timp să facem o emisiune pe teren sau la tărlungeni, atunci, atunci o, să, o să rezolvăm și această componentă. Sunt extraordinar. Da, sunt, sunt o familie din, din Coșeni păstrează o tradiție, păstrează un patent, spun ei, moștenit de la un sas, doamna respectivă este de etnie și ar fi lucrat la un sas sau nu știu, ceva de genul, sau din bunici, străbunici, nu știu cum păstrează și într-adevăr toată țara asta știe de micii de la tărlungeni. Da, probabil o să vedem. Ei vin din altă parte acum, asta e. Or, sunt fabuloși. Cum avem și... Da. Dar parcă nu ieșeau ca acolo. Măi, <laughs> da. Că tot am ajuns la zona asta cu micii, cu mâncare, că asta e. Tălângeniu are o oportunitate foarte mare de a se dezvolta în zona turismului. Vă gândiți care sunt planurile pentru viitor? Planul de viitor, planul de viitor, dar e de viitor apropiat, ca să spun așa. Acum pe Ministerul Dezvoltării avem un, avem un proiect, el a trenat un pic pentru că nu am mutat drumul, drumul a fost declasificat pentru că a fost, drumul județean a fost cel care leagă Tărlungeniul de Vama Buzăului. Cu siguranță o să ajutăm și Vama Buzăului, dar noi avem acolo Dălghiu, dacă știți unde e Vama 54 de fapt, acolo Vama 54 este pe teritoriul Comunei Tărlungeni. Dân și sunt la noi și atunci toată zona Dălghiului și poalele Ciucașului și vârful Ciucaș sunt pe teritoriul Comunei Tărlungeni. Și atunci am, am, făcut o discuție, deocamdată la faza de discuție, urmează să realizăm un ADI împreună cu Vama Buzăului, apropo de chestia că eu nu țin cont de culorile politice și mă interesează dezvoltarea. Orgoliile personale trebuie să le lăsăm o parte când ne interesează să dezvoltăm o localitate. Nu trebuie să, trebuie, să uităm de, de chestiunile acestea, barierele astea care de fapt sunt numai niște tâmpenii, dacă mă întrebați pe mine, sincer. Adică am bătut palma cu domnul Chirilaș Tiberiu de la Vama Buzăului și o să facem una de împreună și vom depune noi un proiect, probabil chiar la Bruxelles, dacă se poate. Acum suntem în discuții și acolo și s-ar putea și pe componenta, pe, am vorbit și la, la Alba Iulia. Să vedem. Pentru că avem, un, e un mare atu. În primul rând, nu mai trebuie să treci prin Covazna să mergi la Vama Buzăului și noi la fel. Nu pot să mă duc la Dălghiu să mă duc roată prin Vama Buzăului, să trec prin Covazna să ajung. Și atunci dacă eu tot am drumul să județean, că l-am declasificat și acum este la noi, pe o porțiune din el, ceea ce ține de componenta... Uh, intravilanului, acolo îl voi asfalta în acest an. Dar mai am un pic niște racord de făcut de racorduri pentru canalizare de făcut și probabil încă un pic cu extinder de rețea de gaz, ca după aia să nu umblăm la asfaltul pe care îl, îl realizăm. Și la conducta de apă mai e ceva de reabilitat undeva și atunci ne dezvoltăm frumos. Până la ieșire din sat o să avem asfalt nou, probabil vreo 2 km, 800, ceva de genul să vom avea asfalt nou până ieșim în, în Valea Zizinului preprezisă. Și atunci o să avem prin ADU pe care îl o să realizăm împreună bi componează să zic așa, cele două localități, Uh, depunem un proiect de finanțare pentru că e foarte important atât pentru Vama Buzăului cât și pentru noi pentru că e foarte important să ne dezvoltăm uh, ne dezvoltăm frumos și au dezvoltat uh, acolo cu uh, cu zimbri cu... Da. și e foarte important e casca de urlătoare și atunci aici pe componenta noastră cu ciucașul cu tot ce avem acolo atunci să facem un win, -win. avem și o variantă de a, de a realiza o părtie de schimb împreună am discutat-o deja nu este pericol, vă spun de ce, pentru că e o, e o zonă nordică, e o, zonă, o zonă studiată, o zonă studiată care e și altitudinea, are tot ce trebuie. Și acolo zăpada stă până în mai. Acum dacă mă duc acolo în zona aia e, e zăpadă. Adică e foarte important. Știu că în zona Valea Zizinului sunt niște locuri extraordinare și foarte mulți merg acolo să facă glădată. V-ați da. să o cumva ca să nu mai de zona? Știți cum e? Acum, cu vaca la lacul pe, nou, zona aia, pe zona aia, pe zona aia, în primăria nu, e, nu, mai are foarte multe local, nu mai are foarte multe uh, teren. terenuri. în zona aia. S-au luat multe proprietăți, s-au cumpărat în momentul când a fost bufola sau să-i spun așa, se discuta de un mare proiect acolo și care nu s-a mai întâmplat. Mă rog, cu americanii, cu... Știi? Nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai întâmplat, mulți cetățeni au achiziționat teren în zona respectivă și bineînțeles că acum este pârloagă, să zic așa. Și atunci, cu siguranță, vom găsi o soluție de așa manieră încât să îi facem și pe oameni să înțeleagă că terenul nu se va putea lăsa pârloagă în momentul când... Dumnezeu ne ajută și vom asfalta, va ieși proiectul cu Vama Buzăului și vom asfalta, atunci lucrurile se vor schimba. De ce? Pentru că îți permite, îți permite legislația ca un cetățean care își lasă un teren pe să poți să vii peste el legislativ astfel încât să-i faci tu lucrările neapărat și chiar poți să ajungi până la expropiere în condițiile în care nu își fac ce au de făcut. Sau, îi faci tu lucrările, le amenajezi și după aia el trebuie să-ți achită ce ai cheltuit tu pe zona respectivă. În Ungaria, de exemplu, așa e, adică nu te joci. Și până la urmă putem să facem și noi lucrul ăsta că nu ne deranjează. Apropo de viziune și strategie, mulți se mută în zona respectivă. Ce facilități aveți din punct de vedere a business-ului? Pentru că vin oamenii și dacă își doresc să rămână, ce ar putea să fac? În zona târgului, în zona târgului, uite că tot l-ați menționat dumneavoastră, târgul auto probabil o să mai rămână așa doar simbolic, pentru că acum s-au făcut tot felul de parcuri particulare, și târgul auto probabil va mai funcționa cu 2-300 de mașini, 500, nu cu 1500 sau 2000, cât erau pe vremuri. Și atunci, evident, că îl restrângem un pic. Și acolo avem o zonă aproape de 60 de hectare unde vom acum dezvoltăm și începem lucrările pentru depozitul de lemne, pentru că având Ocol Silvic ne interesează foarte mult să dezvoltăm și o componentă de, probabil, de producție în sensul ăsta, pentru că e important să vinzi materia finită. Dacă poți, ca Ocol Silvic, să ajungi să îl debitezi tu și să vinzi materia finită, atunci cu siguranță o să dai și preț bun la cetățenii din localitate. Mai mult decât atât, poți să vinzi în piață material finit și atunci discutăm de alte sume. Exact, asta e fiind o investiție a primăriei și bineînțeles, vedem, încercăm ceva, încercăm ceva pe fonduri europene, dacă nu, prin ocolul silvic, după ce le dau depozitul, depozitul facem noi, le dau în administrare și am gândit de așa manieră încât să îngrădim undeva la 20.000 de metri, 2 hectare, ca ei să poată în zona aia să, să gândească și soluții de dezvoltare în sensul ăsta. Și bineînțeles, mai încolo, de acolo că despre asta vorbeam, în zona aia am indicat și vom indica, vom scoate o paletă de o paletă în care vom arăta cam câte hectare avem pentru, pentru zona asta să să închiriem, să concesionăm sau vedem în ce, context, în ce, condiții putem să fie, să fie avantajoase atât pentru agentul, agentul, economic cât și pentru noi ca și primărie. Discutăm aici că de utilitățile care sunt acolo și bineînțeles de nodurile, adică el intră imediat, e aproape imediat de centura Săcele, centura ocolitării Săcelui și bineînțeles și de centura Brașov. Asta e un lucru deosebit. Poate să lege și să meargă în preșmer pe zona Cărpeniș. Preșmer, dincolo, pe Budila. Și... și că asta e foarte important. Și... Și trec foarte referent. Da, putem să vorbim de vreo trei zile, putem vorbi despre Tărlungeni. chemăm. Doamne ajută. Cu drag. frumos în campanie. Noi să vă chemăm, probabil ne mai vedem o dată înainte de... Nici o problemă, discutăm pe... Doamne ajută Doamne ajută. Dacă ar fi uh, Severus Beșca acum să dea un mesaj cetățenilor să le spună o vorbă ce le spune. Le-aș spune doar atât să nu să nu cadă pradă răutăților și oamenilor care denigrează să se uite la faptele pe care le-am făcut și să vină la primărie să stea de vorbă cu mine să nu ia din zbor tot ceea ce circulă pe rețelele de socializare și pe fiecare componentă în parte poți sta de vorbă cu orice cetățean, orice cetățean, oricând și la orice oră. Numerele mele de telefon sunt publice, iar eu sunt un om care răspund și respect pe toată lumea. Nu am un mandat de primar să nu fiu deranjat. Nu. Eu sunt un alt fel de primar. Și dacă ar fi să dați un mesaj viitorului primar al Brașovului, care ar fi asta? Să-i dau un mesaj viitorului primar al Brașovului? Da. Oricare ar fi el. Pentru viitorul primar al, Brașovului și cred că cred că va fi domnul Scripcaru, sincer vă spun. Sau dacă va, va fi altcineva, dar eu cred că va fi domnul Scripcaru, să se uite la toate localitățile din jur, pentru că nu aduc un minus pentru Brașov și aduc un plus aduc un plus. Deci, infrastructura și, adică, toți cetățenii care vin în Brașov la serviciu, atât cei care vin cu transportul în comun, și mă refer aici la cei de etnie romă, care compania apa e greu fără ei, da? pe la curățenie e greu fără ei și ar trebui să respectăm pe toată lumea și să ne gândim că ar trebui să creăm facilități să vină mult mai bine în Brașov. Și atunci e bine pentru toată lumea nu e bine numai pentru Tărlungeni. Este bine și pentru Brașov și pentru noi toți. Asta o zice primarul din primarul, 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 Tărlungeni, dar știți că da. primarul orașului Brașov spune că să fim moldovean nu este chiar la modă în orașul ăsta. Toate că și ei sunt cetățeni. Nu știu dacă, nu știu dacă, dacă facem... O să reiau re discuția asta da. la zile Care Am înțeles. Serio. Am înțeles, am înțeles. Eu vă mulțumesc, eu vă mulțumesc de invitație, de și să, vă să ne revedem cu bine și să să arătăm realizările. Și tot ceea ce am discutat aici rămâne înregistrat și cu siguranță va trebui să le punem în practică. Vă mulțumesc. Dragii mei, iată că am ajuns la sfârșitul frumoasei emisiuni de astăzi. Așa cum am promis, noi vom fi zilnic alături de voi o emisiune care vă arată realitatea, vă spune adevărul, pe documente și pe lucrurile care pot fi văzute și verificate. Astăzi, gazda voastră, domnul Dima, vă dorește o zi extraordinară.